Bună ziua tuturor! Sunt Maria. Mulțumesc, Andra, pentru introducere. Astăzi o să povestim despre uh, provocările din industria de retail și despre ce soluții există în momentul de față pe piață pentru a le transforma în oportunități. Uh, când vorbim despre provocări, uh, Deloitte a realizat un studiu anul acesta în care uh, principalele provocări pe care le-a identificat în industria de retail. Erau legate pe de o parte de sustenabilitate, pe de altă parte deficitul de personal, este, rămâne să spun așa o problemă, partea de supply chain și partea de fresh management. Când vorbim despre partea de sustenabilitate, evident trendul în piață este acela de a limita cât mai mult risipa, au fost menționate aceste aspecte și în cadrul prezentărilor anterioare. Deficitul de personal nu este nici nici acesta, cum să spun, o, o, un concept nou. Retailerii se confruntă cu această problemă și cu această provocare de ani de zile. Resursele capabile și bine pregătite se găsesc foarte dificil, atât când vorbim de zona de magazine, cât și de zona de headquarter. Lanțurile de aprovizionare, când vorbim de zona de supply chain este un subiect extrem de amplu și odată cu creșterea business-ului, cu creșterea numărului de magazine și cu expansiunea teritorială, creșterea numărului de DC-uri, de distribution centers, automat complexitatea crește și ea și atunci rapoartele tradiționale, Excel-urile sau tool mai vechi sunt cumva depășite de situație și se impune implementarea unei soluții dedicate și moderne. Când vorbim despre zona de fresh management, partea de fresh este foarte importantă pentru retaileri, reprezintă un criteriu care îi diferențiază pe retaileri între ei, clienții din perspectiva clienților. Este un aspect foarte important și există foarte mult loc de îmbunătățire în această direcție. Când vorbim de oportunități, Trăim într-o perioadă în care tehnologia ne ajută foarte mult și ne susține și de asta este, avem, avem în spate cu ce să susținem aceste modificări uh, masive și uh, cu ce să facem față schimbării. Uh, partea de AI și de machine learning, ne ajută extrem de mult în a vedea pe de o parte, în a avea o, o privire globală asupra businessului, dar ne ajută foarte mult să ne ducem și la nivel micro și să vedem care sunt problemele și să găsim soluții pentru a le rezolva. Mai rapid, când vorbim despre eficientizarea fluxurilor de aprovizionare, există soluții în piață în momentul de față care folosesc tehnologii moderne și inovatoare pentru a optimiza și această parte și o să povestim astăzi despre ele. Iar când vorbim despre managementul spațiului, pentru că și acesta este un punct pe care o să-l ating astăzi în cadrul prezentării, managementul spațiului este strâns legat de zona de aprovizionare, pentru care are impact major acolo și sunt și în această direcție niște soluții foarte faine pe piață, care ne ajută tot prin intermediul tehnologiei să optimizăm, să optimizăm fluxurile, să reducem costurile și, de asemenea, să facem clienții mai fericiți. Aș vrea să încep cu, cu un context. Fiecare departament are nevoile lui individuale și am încercat aici să explic puțin faptul că totul este conectat. Când spun că totul este conectat, spun că tendința actuală este, în cadrul retailerilor este să implementeze niște soluții în fiecare departament, soluții individuale, care deservesc nevoile punctuale ale fiecărui departament în parte. Însă, pe de o parte, acesta este un lucru bun. Dacă datele care sunt output de la niște departamente devin input pentru soluțiile altor departamente și sunt folosite mai departe, dar poate fi și o problemă dacă nu sunt folosite cumva conectat. Pentru că uh, forecasting-ul are impact în space management, are impact și în zona de replenishment și în zona de fresh management. Și când ne referim la forecasting, ne referim atenție la demand forecasting. Uh, de asemenea, space management-ul, cum menționam și anterior, are impact în replenishment. Când vorbim de fresh, fresh management este determinat și are impact în toate cele anterioare. De aceea o abordare unified este soluția și cheia și ne, obține, ne, ne ajută să obținem beneficiile maxime pentru o astfel de implementare, să spun așa. Folosind datele ca input din fiecare departament în parte, ca input în aceeași aplicație și livrând din această aplicație informațiile necesare pentru fiecare departament în parte, ne ajută să ținem cont de contextul global al organizației și să ținem cont de toate informațiile conexe, aferente. Și astfel nu pierdem, evident, detalii care sunt foarte importante și care fac diferența. Continuând cu zona de space management, zona de space management se duce în două direcții principale. Când vorbim de space management, vorbim de macro space planning și de micro space planning. Când spun macro space planning, mă refer la layout-ul magazinului și mă refer la organizarea categoriilor, practic, în, în cadrul magazinului. Fie că vorbim despre un retailer care are magazine similare de la o locație la alta, fie că vorbim despre un retailer care are locații foarte diferite între ele, este întotdeauna, niciodată nu există două magazine identice sau două magazine la fel. Uh, există diferențe în ceea ce privește sortimentul, există diferențe în ceea ce privește availability-ul de la furnizor, și atunci este foarte important să uh, fim organizați, practic, și să folosim niște tooluri dedicate și pe zona de space. Uh, printre principalele provocări pe care le întâlnim în piață în momentul de față se numără organizarea categoriilor, nu foarte eficientă în spațiu, să spun așa. Este foarte important, având în vedere că tehnologia ne pune la dispoziție uh, analiza unor informații foarte relevante, e foarte bine să o folosim și putem să vedem, de exemplu, uh, la nivelul unui magazin, la nivel de layout, căror categorie am alocat prea mult spațiu și căror categorie am alocat poate prea puțin spațiu. Cum putem să ne dăm seama de asta? Există uh, anumiți KPI sau anumite metricuri pe care le putem folosi, cum ar fi marja medie pe metru liniar, cum ar fi, de exemplu, vânzarea medie pe metru liniar sau forecast-ul, respective pe metru liniar. Atenție, când vorbim de layout, vorbim de metru liniar, da? de toate aceste metricuri la nivel de metru liniar. Uh, pe baza acestor informații putem să luăm niște decizii relevante și corecte și coerente pentru a avea o așezare faină în magazin și pentru client și pentru retailer. Pe de altă parte, când mergem către zona de micro, când mergem puțin mai în detaliu și mergem la nivel de categorie și de aranjare a articolelor la raft, intervine o altă problemă și anume este foarte dificil să ținem pasul cu toate listările, cu toate delistările, cu modificările de sortiment și așa mai departe. Principala provocare în această direcție este aceea că plenării din headquarter, categorii managerii, livrează niște planograme către magazin. Uneori acestea foarte repede devin outdated, pentru că sortimentul se modifică. Și atunci realitatea operațională nu corespunde unul la unul cu realitatea din headquarter. Soluția aici prezentă în momentul de față pe piață se referă la realizarea planogramelor automate. Aceste planograme automate, practic, iau în calcul un set de reguli uh, care sunt, reprezintă, de fapt, strategia de merchandising a retailerului și folosind acest set de reguli, care poate fi și este indicat să fie diferit de la o categorie la alta, generează planograme automate. Aici este o schimbare <coughs> Destul de mare de paradigmă, în sensul în care categorii managerii nu se mai uită neapărat, nu, nu mai fac efectiv activitatea de a lua produsele și a le plasa pe raft, ci uh, migrează către un mod de gândire strategic, mai strategic și mai pliat pe rezultat și pe cum gândim aranjarea asta la raft, astfel încât să ne atingem scopul final și pentru noi și pentru client. Reper. Uh, continuând cu. Partea de produse perisabile este un aspect foarte important și sunt aici o serie, avem o serie de provocări cu care retailerii se confruntă. Avem pierderi semnificative din pricina articolelor perisabile și acesta cred că e punctul principal. De asemenea, avem un risc mare din punct de vedere legal, pentru că știm, nu cred că ne dorim să avem vreodată articole expirate la raft. Și, de asemenea, verificarea acestor articole în magazin și trebuie să ne asigurăm, practic, în magazin că nu există articole expirate sau care urmează să expire foarte repede la raft. Și, în această direcție, verificarea în magazin necesită foarte mult timp și foarte multe resurse. Și, cum menționam anterior, resursele nu sunt un punct foarte. Uh, printre soluții se numără, uh, soluțiile merg practic la fel în două direcții și în această situație. Pe de-o parte, partea de planificare și uh, propunerile de comandă automate, care dacă au la bază un demand forecast eficient, atunci optimizează foarte mult comanda și prin intermediul safety stock-ului ne asigurăm că avem, nu avem overstock, nu avem uh, nici uh, substocare, out of stock. Pe de o parte și pe de altă parte există soluții care folosesc tot tehnologii precum AI și Machine Learning, care ne ajută cu verificarea articolelor la raft. Prin soluțiile acestea, eficientizăm foarte mult timpul personalului din magazin și practic îi degrevăm de o activitate care lua înainte foarte mult timp și îi putem cumva, se pot axa mai mult pe satisfacția clienților și pe excelența operațională. Continuând cu fluxul de aprovizionare, am discutat și în slide-urile anterioare despre fluxurile de aprovizionare și despre partea de supply chain. Avem foarte multe provocări aici și cred că le cunoaștem cu toții legate de partea de supply chain, dar o să vorbesc un pic în paralel despre provocări și despre ce soluții există. Pe de-o parte avem partea de propuneri de comandă care uh, propunerile acestea de comandă trebuie să aibă la bază pentru a fi eficiente și cât mai accurate un demand forecast, la fel, cel puțin la fel de accurate. Trebuie să fie uh, datele de input în aplicație trebuie să fie verificate, trebuie să fie corecte și coerente pentru ca sistemul să poată să propună niște informații relevante. Uh, de asemenea, soluțiile moderne ne ajută foarte mult să limităm atât out of stock ul cât și overstock-ul două probleme importante în aceeași măsură, să spun așa. De asemenea, prin partea de demand forecast și prin partea de propuneri de comandă, în momentul în care propunem niște comenzi, trebuie să ne asigurăm că, avem, că luăm în considerare impactul mai multor elemente, cum ar fi evenimentele, promoțiile, vremea, perioada din an în care se întâmplă evenimentele respective, sărbătorile legale și așa mai departe. Sunt foarte mulți, mulți factori care influențează și uh, retailerii tind să se gândească că pentru o propunere pentru a avea o propunere de comandă accurate și un forecast accurate, trebuie să uită doar la istoricul de tranzacții. Nu este adevărat. Sunt mult mai mulți factori care influențează. De asemenea, uh, un alt aspect important este impactul programelor de livrări ale furnizorilor. Sunt de regulă gestionate contractual aceste programe de livrări ale furnizorilor. După cum bine știm, uneori se respectă, alteori nu, că este o altă problemă și o altă provocare cu care, cu care retailerii se confruntă, dar. E, acest program inițial pe care îl avem uh, discutat cu furnizorii poate deveni un input în aplicație și pe măsură sistemul învață, pe măsură ce uh, gestionăm o comandă prin intermediul aplicației, ea este trimisă mai departe către furnizor, comanda se închide prin livrare, automat sistemul învață cu cât are mai multe date și putem învăța și acest program de livrare al furnizorilor și putem ajunge la o situație cât de cât reală. De asemenea, alocările către magazine. Este un alt subiect important pentru retaileri, pentru că de foarte multe ori aceste alocări tind să se facă pe criterii subiective. Un sistem modern ne ajută foarte mult să bazăm aceste decizii pe criterii pur obiective. Și să ne uităm la date când luăm astfel de decizii de alocări. De exemplu, sunt dese situațiile în care se ajunge într-o situație de scarcity allocation, în care în depozit avem prea puține articole pentru a deservi nevoia magazinelor. În această situație, un sistem automat care se uită la tot contextul și la toate datele pe care le are ca input, poate să ia niște decizii extrem de pertinente și corecte din punct de vedere logic. Uh, aș vrea să amintesc o expresie pe care am uh, citit-o recent și anume The Algorithms Have the Instinct, instinct with AI. Mi-a rămas în minte pentru că știm foarte bine că în retail există foarte mulți categorii manageri, foarte mulți supply chain manageri care au o experiență incredibilă de 20, poate 25 de ani în domeniu și au întotdeauna acest feeling despre ce ar trebui să facă sau cum ar trebui să facă. Uh, Ideea este că feeling-ul nu este bazat întotdeauna pe date, pentru că e foarte dificil să verifici un volum atât de mare de date. Și cred că AI-ul exact cu asta ne ajută. Nu, AI-ul nu își propune niciodată să înlocuiască omul respectiv cu experiența aceea fulminantă, ci doar să potențeze deciziile pe care le ia și să le ia, îl face să ia acele decizii în cunoștință de cauză. Revenim puțin la zona de fresh, replenishment, Uh, pun accentul pe zona de fresh pentru că 41% din vânzările de produse alimentare în 2022 s-au înregistrat din categorii de fresh. Uh, este o cifră foarte mare, sincer nu m-aș fi așteptat să fie atât de mult, estimarea mea era undeva mai jos, am fost extrem de surprinsă când am văzut. Uh, provocările la fel le știm cu toții foarte bine. Uh, Deteriorarea este diferită pentru că vorbim de articole la vrac, evident deteriorare diferită, loturi cu termene de expirare diferite, stocuri insuficiente, reaprovizionarea articolelor pe care le producem în magazin trebuie luată și în calcul, cum ar fi sandvișurile, salatele și alte, alte produse asemenea, sezonalitatea și gradul ridicat de substituibilitate al acestor articole. Pe piață, în momentul de față, există soluții care fac și partea asta de planificare pentru fresh, doar că o tratează cumva diferit. Există soluții care, evident, includ și dry și fresh și absolut toate categoriile de articole, dar articolele și categoriile de fresh sunt tratate cumva diferit. Sunt tratate diferit în sensul în care ne uităm la nivel de date de expirare per loturi. De asemenea, un aspect foarte important al unei soluții care uh, face partea asta de fresh este acela de safety stock. Uh, safety stock-ul pentru categoriile de fresh este foarte important. Trebuie să fie dinamic, variabil și să se adapteze, pentru că dacă avem overstock pe zona de fresh, atunci avem o problemă foarte mare. Avem o problemă pentru că articolele respective se degradează și este clar o pierdere. Este foarte important să putem să luăm niște decizii în cunoștință de cauză, este foarte important să verificăm aceste articole la raft, cum menționam și anterior, pentru că, în funcție de ce stoc avem și în funcție de faptul că putem să prezicem când expiră și putem să vedem asta în intermediul aplicației, putem să luăm niște decizii pertinente, putem să facem niște campanii de markdown. Putem să le dăm către băncile de alimente, de exemplu, și putem să facem asta din timp util, astfel încât să eliminăm risipa alimentară sau să o reducem. Aș vrea să. M-am gândit la un exemplu prin care aș vrea să cuprindem tot ce am discutat până acum, să fie un exemplu așa un pic mai practic. Și am luat ca exemplu sărbătoarea 5 de maio, care este un eveniment sărbătorit în Mexic și în Statele Unite. Uh, în, această, în cadrul acestei sărbători, mă rog, în, ca și context istoric, ea sărbătorește victoria Mexicului în războ războiul franco-mexican în cadrul unei bătălii și este sărbătorită în fiecare an absolut intuitiv pe data de 5 mai. Uh, nu este o sărbătoare foarte mare, este ceva așa cumva restrâns, dar are un impact foarte mare în partea de replenishment și voiam să trec prin toate, toate restricțiile și toate informațiile la care se uită un sistem de replenishment în momentul în care avem un eveniment de genul acesta. Decizia de comandă este categoric luată pe criterii pur obiective. Momentul săptămânii este foarte important, dacă sărbătoarea pică într-o zi, într zi în cursul săptămânii sau dacă pică în weekend. În cursul săptămânii tin să se sărbătorească, oamenii nu tind să o celebreze la fel de mult ca în uh, timpul weekendului, și atunci, automat, nu are un impact atât de mare. Uh, dacă este în timpul weekendului, evident, uh, impactul este mai mare. Uh, de asemenea, sunt anumite articole care sunt vizate direct în cadrul acestei sărbători, cum ar fi uh, avocado-ul și alte, prepa alte articole care se folosesc la preparate cu specific mexican. Se consumă foarte mult guacamole, se consumă băuturi gen margarita și așa mai departe. În aceste contexte este foarte important să vedem, de exemplu, pentru guacamole, care este creșterea vânzării la nivel de rețea, de întreaga rețea pe avocado față de anul trecut sau de anii trecuți. De asemenea, este foarte important să vedem care este creșterea la nivel de fiecare produs locație pe aceste articole. Um, un alt aspect important este acela cu restricțiile furnizorilor. Uh, trebuie să ne asigurăm în negocierea cu furnizorii și în discuțiile pe care le avem cu furnizorii, uh, trebuie să ne asigurăm uh, de faptul că avem un lead time corect, trebuie să ne asigurăm de faptul că în datele premergătoare sărbătorii pe data, datele de 2-3-4 mai, avem avocado redituit la raft, nu verde, pentru că altfel nu poate fi folosit și toate aceste informații trebuie să fie input în aplicație, astfel încât să fie folosite și comenzile să fie efectuate corect și coerent. În încheiere, aș vrea să subliniez faptul că demand forecast-ul stă în centru a tot, că partea de machine learning se bazează pe toate produsele în toate contextele și când spun toate produsele în toate contextele, mă refer la faptul că vorbim de fiecare produs locație, vorbim de fiecare uh, produs în contextul de omnichannel, în contextul de vânzări B2B și așa mai departe. Uh, evident, avem impact mare în partea de merchandising, unde există de asemenea tourul de assortment care ne pot propune sortimentul pentru fiecare locație, putem să îmbunătățim și partea aceasta cu ajutorul datelor de piață, cu ajutorul datelor pe care le avem noi de vânzare, putem să punem accent pe zona de promoții, care este foarte importantă, pe zona de space și flor, despre care am vorbit anterior, și toate acestea au impact în zona de supply chain. După care, tot din zona de supply chain, cumulat cu partea de merchandising, are impact în partea operațională, și anume în resursele pe care le avem disponibile în magazin. Dacă implementăm planograme, atunci trebuie să ne asigurăm că are cine să implementeze respectivele planograme în magazin. Dacă um, avem foarte multe comenzi care sunt livrate către magazin, trebuie să ne asigurăm că are cine să facă recepția. Și atunci există soluții care se ocupă și de componenta operațională. Totul este unified. Menționase Andrei anterior că sunt foarte importante datele să fie unified într-un context de unified. Subliniez și eu încă o dată acest aspect. Și vă mulțumesc!